Aromaterapia a câștigat tot mai mult încrederea oamenilor datorită beneficiilor pe care le oferă. Potrivit specialiștilor, uleiurile esențiale pot combate și trata o mulțime de afecțiuni. Cel mai frecvent, acestea sunt folosite pentru diminuarea stresului, reducerea durerilor de cap și îmbunătățirea sistemului imunitar. Aromaterapia reprezintă atât arta cât și știința utilizării uleiurilor esențiale. Ea este cunoscută încă din antichitate, dar în prezent este parte componentă a medicinii naturiste și complementare, dovedindu-se atât preventivă cât și curativă. Uleiurile esențiale acționează asupra simțurilor și influențează starea emoțională, psihică și fizică. Mirosul este conectat cu bulbul olfactiv din creier, care la rândul său este conectat cu amigdala, sediul emoțiilor, și cu hipocampul, sediul memoriei. Tocmai de-aia specialiștii spun că ceea ce mirosim ne determină gândurile. Da? O picătură de ulei esențial, mirosit, ne poate purta într-o amintire unde am avut o emoție și ne putem aminti acea emoție, putem elibera acea emoție. Uleiurile esențiale pot fi aplicate direct pe piele atunci când sunt diluate într-un ulei purtător, dar pot fi folosite și ca ajutor pentru maximizarea efectelor masajului, pentru pulverizarea în spațiile închise sau pentru inhalare cu ajutorul accesoriilor. Și, atenție, rare ori acestea pot fi utilizate și intern. Cheia folosirii uleiurilor esențiale este puritatea acestora. Este necesar să folosim uleiuri de calitate. Puritatea se poate, să spunem, testa așa rapid pe un șervețel. Dacă punem o picătură dintr-un ulei esențial și rămâne o aureolă, atunci acel ulei nu este 100% pur. De asemenea, este important ca aromaterapia să fie realizată după o schemă corect alcătuită. Ele se combină între ele și, de asemenea, sunt folosite în cantități diferite în funcție de persoana care le utilizează și de afecțiunea căreia ne adresă. Există și reacții adverse, dar ele nu sunt foarte agresive, în sensul în care dacă concentrația de ulei esențial este mai mare decât cea necesară, atunci pot apărea afecțiuni ale pielii, iritații, sau pentru cele pe care le putem folosi intern, pot apărea iritații ale tractului respirator superior. Conform specialiștilor, cele mai cunoscute uleiuri sunt cele de lavandă, de tămâie și de arbore de ceai. Acestea trei se folosesc și în blenduri foarte des pentru afecțiuni cutanate, dar există și uleiul de oregano foarte bine folosit, care lucrează destul de bine pe infecții. De asemenea, uleiul de cuișoare și alte uleiuri, dar foarte folosite sunt și blendurile deja produse de către producătorii specializați, care merg foarte bine pe afecțiunile emoționale, pentru reglarea stresului, a emoțiilor negative, a stărilor de oboseală, de dezenergizare. Uleiul de lavandă a căpătat popularitate datorită mirosului calmant și floral, care poate fi utilizat atât pentru uz aromatic, cât și pentru aplicare locală. Este foarte bun pentru piele, în situația în care există zgârieturi, tăieturi minore, foarte bun pentru refacerea pielii, pentru relaxare, este foarte bun pentru somn, combate insomniile. Pentru o stare de bine, atunci când suntem agitați, o picătură de ulei de lavandă pus în palmă și mirosit aduce o stare de liniște și pace interioară. Iar tot la fel de multe beneficii are și uleiul de oregano. Foarte mult ajută în infecții, de exemplu. El este folosit ca și un antibiotic. Uleiul de oregano, într-adevăr, este un ulei pe care nu-l poți folosi pe termen lung. El se folosește după o schemă destul de bine stabilită și în cantități foarte mici, pentru că este un ulei puternic și afectează, într-adevăr, dacă nu este folosit corect. În general, se combină și cu alte uleiuri, de exemplu cu uleiul de lavandă, pentru a proteja mucoasa.
Tot pe lista uleiurilor miraculoase se află și cel de arbore de ceai. Multiple studii au demonstrat capacitatea excelentă a acestuia de a vindeca o paletă largă de boli, motiv pentru care este denumit și cabinet medical într-o sticluță. Și acesta este foarte, foarte des folosit, tot în afecțiuni cutanate, ajută foarte bine în otite, dar e neapărat să menționăm faptul că niciodată nu se pune ulei esențial în ureche, ci doar pe lângă ureche. Pentru durerile de dinți ajută destul de bine împreună cu uleiul de tămâie și se folosește pentru cei mici când încep dințișorii să apară. Însă specialiștii atenționează că, indiferent de calitățile pe care le garantează uleiurile esențiale, acestea nu pot înlocui medicamentele prescrise de către doctor. Întreruperea unui tratament recomandat de un medic o poate stabili numai medicul care a făcut acea recomandare. Dar aromaterapia poate fi folosită împreună cu medicamentele recomandate de medicul specialist.